Aveam o dubă și căram molos. Pe diferite locații, mă suna lumea, veneam și mie de aici, eu mă duceam. La câți ani te-ai urcat prima dată la volan? La 10 ani. La 17-18 ani am început să merg cu mașina mai des. Restul până atunci nu. N-ai avut bani să dai de permis sau... Nu am avut bani să fac școală. O școală m-a costat 30 de milioane. Eu fiind amărât, neavând bani, posibilitate, sunt multe neajunsuri, am fost nevoit să fac chestia asta. Ai zis că ai și copii? Da, am doi copii, un băiat și o fetiță. Să-ți trească, câți ani au ei? Fata a făcut acum pe 29 decembrie, anul trecut, 2 anișori. Băiatul, pe 30 decembrie, 5 ani. Pot să spun că nu prea am un pac cu mâncarea care se dă de aici. Ciorba, în primul rând, este cum trebuie. Felul 2, de două fasole zi de zi sau varză, așa, și nu pot să fac chestia asta pentru că am început de gastrită la stomac și n-am cum să mănânc eu fasole de aici care jumătate din ea este cu făină. Din acest motiv trebuie să închem familia mea o dată sau de două ori pe săptămână sau la două săptămâni să-mi facă un pachet de acasă, mâncare pregătită de acasă. Ai încercat să discuți cu cei din penitenciar sau din altă parte, să le spui de problema asta cu alimentația, că tu ai nevoie de un regim aparte? Am încercat să le spun, dar nu știu, n-am fost luat în seamă. Am ieșit la medicul de acolo, de la Geneva, și am spus, doamne, uite, asta. Și te bă, dai, și că tu n-ai probleme, ești tânăr. Câți ani ai? Și 24. A, băia cu la anii teste, vaici. Nu. Iau tot tensiunea și m-au dat afară. Fără alte analize? Nu. Fără alte analize. Ți-amintești cum a fost prima zi, primul impact când ai intrat în celulă? Primul impact când a fost în celulă a fost devastator. Nu știam unde să mă duc, nu știam ce să fac. Pușcherea și tăiați. Multe chestii. Nu știam. Pentru prima oară la pușcărie, nu știam unde să mă duc, ce să fac. Eram supărat, plângeam tot timpul. Mi-am lăsat familia acasă, mi-am lăsat copiii și nu știam unde. Eram dezorientat. Căzând la pușcări cu conducere fără permis, m-a distrus psihic, mental, tot. Ai fost la Jilava. Da. Cum sunt ei tratați acolo? VIP-uri. Deci când mi s-a tratat un VIP, un om de televiziune, așa s-a tratat ei. Ei nu stau cu noi la un loc, pentru că ei sunt vulnerabili. Eu nu mai sunt vulnerabil că sunt pentru prima oară la pușcărie. El de ce să nu fie la... El e altceva. Am înțeles. Sunt multe și multe. Cum ai reacționa dacă mâine judecătorul care ți-a dat această condamnare ar deveni colegul tău de celulă? Cum aș reacționa? N-aș reacționa niciun fel. N-aș reacționa pentru că... n-am de ce să reacționez. Ea spune, bine ai venit, ia vezi ce e aici. Ca să vezi tu ce înseamnă. M-ai băgat la pușcărie pe bine? Da. Aia vezi tu la pușcărie. Ia, vezi ce este aici. Cu dințile, tot. Și când ajung la instanță, se uită la tine 3 minute cât stai acolo, mai vede că cicatrici, ba că ești blond, ba că ești brunet sau șaten și zice, da, 3 luni, 6 luni, 10 luni, mult. Amânări, ne omoară. Ne omoară psihic, te îmbolnăvești, că stai cu gândul numai la amânare. Cum te-au schimbat acești ani petrecuți în spatele gratinilor? Am încercat să mă țin tare, să fac, adică să învăț și după la alții, mai și întreb, mai și cum să zice, să nu mai ajung tot aici. Cum este bine? Ce trebuie să fac? Cam ce ar trebui? Nu știu. Acum, liberare, așteptăm liberarea, să vedem încotro. Că în țară, ca să stai, să muncești, nu te vezi niciodată cald. Toți ne tratează și în afară, că tot oameni suntem și noi, orba, și noi suntem la greu, dar asta e singura chestie, diferență. Ne tratează cu diferență.
Crezi că cei de afară înțeleg cât este de dificil să stai aici închis? Nu înțeleg, dar înțeleg numai în momentul când au ajuns aici, la noi. Când din penitenciar, atunci zice, mamă, cum este acolo. Dar până aici nu. Stai afară, deci, da, și la pușcări, lască și de bine. Nu e chiar așa. În general te simți singur aici. Pentru că nu ai pe nimeni lângă tine. N-ai mamă, n-ai tată, n-ai frați, n-ai copii, n-ai soție, n-ai nimic. Și de-aia te simți singur. Cum a fost pentru tine primul impact cu sistemul de detenție? Cum au fost primele zile? Foarte urât. Când m-a băgat pares prima oară și am văzut ușile alea mari și cu zăvoarele alea mari, am zis, Doamne, unde e aici? Păr mă, m-am dus în baie să fac baie și mi-a trecut un șoarece pe picior. Unde am mai și o bolană, am speriat, am bătut în ușa aia. Zic, bă, ce e bă aici? Zic, murim? Și când am văzut că mi-a trecut șobolanul pe picior sau în alte seri, când ieșea din coșul de gunoi șobolanul și fugea, nu-mi venea să crezi. Zic, Doamne, zic, unde am ajuns aici? Zic, unde sunt? Oi, m-ai scăpat de aici? Când am ajuns pe pușcărie și a început prima oară să ningă, nu-mi venea să cred, mi-a dat lacrimi. Zic, Doamne, zic, uite, ninge afară și eu sunt la pușcărie. Și tot așa, și tot devine obișnuință la un moment dat. Aici trebuie să te motivezi singur. Mă aflu aici pentru o suspendare. Prima oară am picat la pușcărie cu o suspendare. Mă judecam, mi-a dat 2 ani și 4 luni cu suspendare pentru o complicitate la furt. N-am pus mâna pe nimic și am luat mai mult ca făptașul care a făcut fapta. Și pe urmă m-a făcut de 3 ani. M-a făcut de 3 ani și stând afară a intervenit o altă faptă cu o tipă care ne-a băgat la tentativă de viol. Vrea să mă bage și pe mine și pe încă unul. Sunt pe declarații la pușcărie. Adică eu spun că X a omorât pe Z și hai la pușcărie. Am fost necredibil în fața instanței, doar ce mă liberasem de 2 luni. Și am picat la pușcărie, m-au condamnat 2 ani, care aveam încadrare un an și jumătate, 5 ani, mi-a dat aproape de minim, că nu existau probe. Când se întâmplă asta? În 2014, februarie. Și prima dată, prima faptă? În 2013, până noiembrie. De când te afli în sistemul de detenție, ai trecut prin mai multe penitenciare? Da, am trecut pe la Rahova, Jilava, Colibaș, Mărgineni, Ploiești și aici. Care este realitatea din sistemul de detenție din România? Foarte urâtă. Este foarte urâtă. Adică, în ce sens este urâtă? Că nu sunt condițiile care trebuie. Sunt unele penitenciare care sunt niște condiții foarte urâte. N-ai cum să trăiești în niciun caz. Mă duceam pe Jilava, când mă duceam, tranzit pe acolo, vedeam numai mizerii, numai bidoane cu apă să-ți dea la baie, să spele pe jos, pe acolo. Mirosea urât în toate camerele, nu puteai să stai mulți în cameră, paturi, saltele urâte. Saltele astea sunt de 50 de ani, cred că mai bine de 50 de ani. Nu le-au spălat nimeni, nu se spală niciodată saltele astea. Vine omul și pune cerceaful pe el, l-a duci de acasă parfumat de la vizită și a doua zi nu mai miroase parfum, miroase de la saltea. Deci mă uitam acum la Mărgineni, că am fost la Mărgineni. Mă uitam la penitenciarul ăla, cum era în 2013 când am venit eu, când am venit în 2013 și am ieșit prima oară la baie, nu știam unde e baia. Hai să facem baie, hai să facem baie. Când am ieșit la baie 50 de inci, într-o cameră cât asta, și curgea apă de sus din tavan, din țeve de alea, am zis, zic, nu e adevărat, cum facem baie 50 de inci? Toți la grămadă acolo. Ne-am încadrat câte 2-3 la o țeavă de aia de curgea apă, ne spălam, haideți mă, băgați-vă acolo. Dar am zis că nu e adevărat, zic, unde m-am ajuns, în iad, unde am ajuns aici? Zic, nu e posibil așa ceva.